Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în direct în această seară și vă amintesc în platoul nostru, în studioul nostru, aici la A7 TV, este domnul Ion Chicu, fostul premier al Republicii Moldova. Înainte de pauza publicitară, am avut o întrebare pe care am adresat-o domnului premier. Care trebuie să fie, domnule premier, relația și poziția Uniunii Europene, a Republicii Moldova în legătură cu Uniunea Europeană și, în subsidiar, care este momentul sau, mă rog, în opinia dumneavoastră, nu neapărat o dată fixă, dar pe când am putea întrevedea Republica Moldova în spațiul Uniunii Europene, practic în familia europeană? Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este fără alternativă, deci noi nu avem altă cale, altă, să zicem, formulă de existență decât să ne integrăm în Uniunea Europeană. Procesul este în plină desfășurare, cel puțin așa dorim noi să credem. Afirm aceasta măcar pentru faptul că din decembrie noi suntem în procesul de negocieri pentru aderarea în Uniunea Europeană, deci Comisia Europeană, Consiliul European a, zicem, dat undă verde pentru lansarea negocierilor. Este un proces complicat, bineînțeles, negocierile. Am văzut și alte exemple, alte țări care tot durează acest proces. Sperăm că noi vom fi mai eficienți, mai rapizi și spun asta contând și pe suportul României, care se arată tot timpul gata să ne ajute în acest proces complicat. Deci, dacă să vorbim de termeni reale, evident nu pot să mă aventurez să zic 5-7 ani. La Chișinău, cel puțin guvernarea, eu știu, promite că până în 2030 Republica Moldova va fi membru a Uniunii Europene. Pe partea cealaltă, a opoziției nu este atâta optimism, pentru că înțelegem că am fost avantajați cumva în această evoluție, mai întâi declarați țară candidat, iar apoi deschiderea negocierilor în contextul tragediei din Ucraina. Eu nu cred că și procesul de negociere vom avea asemenea indulgență și asemenea avantaje, facilități. Aici e mai complicată situația. Cu atât mai mult că evoluțiile în Republica Moldova sub aspect de respectarea statului de drept, a democrației, a libertății de exprimare sunt departe de ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Ori eu nu cred că în Uniunea Europeană, în orice țară de Uniunea Europeană, ar fi posibil ca printr-o decizie a Comisiei Situații Excepționale să fie închise 12 televiziuni dintr-o lovitură, să fie, eu știu, maltratați, chiar persecutați. Am auzit că au lumea vorbește și spune că se spune că ar fi fost televiziuni proruse. Acum, noastră... Imaginați-vă că în România aveți o comisie situații excepționale care iese în fața publicului și zice am închis A7 TV, Doamne ferește, nu vreau să spun. Da, eu asta pentru, întreb. Pentru da. Propagandă silențioasă, propagandă prin tăcere. Da? Asta a fost formula oficială din ce cauză aceste televiziuni au fost... Propaganda prin tăcere, adică ele tăceau despre ceva și această comisie a decis să le închidă. Da. Cred că e clar. Sechestrarea procurorului general pe motive inventate. Deci noi avem procurorul general în Republica Moldova care a fost sechestrat de ministrul justiției, adică de guvernare, pe motive inventate. Bun, acolo, din câte am citit, am văzut pentru că ar fi făcut anumite acte de, mă știu, corupție sau cum au fost ele regimentate și reținute în sarcina domnului procuror. Noi putem fi... Da, și în România au fost probleme în justiție pe vremuri. Noi am văzut acum că aici lucrurile s-au reglat, din fericire, și lucrurile sunt mult mai bune decât ce a fost în anii de tristă amintire. Poate că, știți, și în Republica Moldova s-au încercat, poate, abordările copia României. Copia ceea ce a fost aici. Eu sunt sigur că din partea României noi am putea, sau din România am putea lua exemplu cu mult mai bun decât această istorie tristă. Și apropo, și noi deja avem polițe de plătit pentru aceasta, cum aveți dumneavoastră, cu condamnările la CEDO. Păi iată, domnul Stoianoglu, procurorul general, deja a câștigat odată la CEDO și odată în instanță pe un capăt de asigurare, de acuzare. Eu nu cred că într-o țară a Uniunii Europene e posibil ca codul electoral să fie modificat în fiecare săptămână, la fiecare ședință a Parlamentului, iar cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, să fie introdus
votul prin corespondență în două țări doar, în care nivelul de susținere a unui candidat, adică a guvernării, este major. Nu cred că e posibil așa ceva. Acum, probleme... De ce? Eu răspund la întrebarea în privință cam când ar fi posibil să integrăm Uniunea Europeană. Dacă continuăm cu asemenea derapaje antidemocratice, sunt departe de gândul că Bruxelles ne va accepta.